Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am înregistrat destul de târziu, după 12 noapte, deoarece am așteptat să mi se confirme o informație pe care mi-a trimis-o la ora 9 Ana Maria Roman pe WhatsApp, și anume că Rareș Bogdan nu mai vine la Mihai Gâdea, la Antena 3, și că s-a anulat această intervenție. Ana Maria Roman este un jurnalist de excepție. Eu, dacă era ea, când era mult mai tânăr atunci și când făceam evenimentul zilei, îmi trebuie că nu știu, cred că ar fi avut vreo 10 ani, când făceam și n-a putut să fie angajată, cred că ar fi fost o strălucită elevă, absolventă a școlii Ion Cristoiu, pentru care are o pasiune ieșită din comun pentru știri, o curiozitate înnăscută. Am descoperit această curiozitate, care este principala trăsătura talentului de jurnalist, adevărat. Când eram la Belgrad să iau interviul lui Sebastian Ghiță, împreună cu Dan Andronic, și după amiază, după ce am luat interviu, ne-am plimbat pe acolo, pe malul frumos, malul Dunării, făcut frumos de serbi, transformat niște depozite, cum am fi făcut noi acum cu Dâmbovița. Crâșme, bă, la foarte frumos, o faleză și o de un mal pe o parte și pe alta, și Ana Maria Roman îl bombarda cu SMS-uri pe Dan Andronică, întrebându-l ce se întâmplă, de ce facem noi acum, ce vrem, ce facem. Curiozitate jurnalistică. Zic, imediat am sunat-o și zic, nu, zic, cum nu se poate, asta este o știre, ar trebui să o dea toată lumea. Am sunat-o pe Cora Muntean, să o dăm și noi, dar după ce am văzut, s-a făcut nouă, cât de a început cu o jumătate de oră dat interviul meu de la LF News, zic, opa, ceva e în neregulă, paca, paca, a făcut 12 noaptea, n-a apărut Rareș Bogdan. Deci asta m-a pus pe gânduri și am făcut o legătură cu o întâmplare ciudată. Ieri, după, înainte de emisiune, pe la prânz, cred că am vorbit cu Rareș Bogdan, și mi-a zis, maestre, cred că o să face știri. Mă rog, i-am zis, domnul Rareș Bogdan, știri am făcut, de când fac interviuri, nu asta, mi-a făcut plăcere, chiar a fost, zic, interesant acel dialog. M-a și spus în introducere că Rareș Bogdan e unul din politicienii care spun chiar ceea ce gândesc, nu ce le spune conducerea partidului. Și zic, o să vă sun după emisiune. Nu m-a sunat. Păi zic, de Rareș Bogdan e un tip de o politețe desăvârșită, mai ales cu mine. Era o datorie de politețe să sune măcar așa, chiar dacă nu-i plăcea interviu. Pentru că una e când ai interviu sau când e interviu, nu ești atunci în tensiune, nu vezi ce spui, adică nu vezi dacă ești interesant sau nu. Oricum ești interesant, a avut și ecou, răzbăzut, bon. Ce face dimineața? Și dimineața îl sun pe Rareș Bogdan, păi de zic, măi, hai să facem și o variantă scrisă. Pentru că a te uita, chiar dacă e pe YouTube, chiar dacă e pe Cristoiu Blog, interviu sau și pe Aleph News, e video și te stea omul vreo oră. Așa, la text se uită pe cel și copie. Și am sunat pe ideea că, mă rog, fiind europarlamentar, având și un salariu bunicel, poate să-și permite să dea unei dactilografe să bată, pentru că dacă dau eu să bată interviul ăla, pot să mă spânzur. N-am bani, e timp, presupune timp. Și el putea să se și uite pe el, nu mi-a răspuns. Mă zic, nu lui fi, nu era, zic, o fi se bate acum, pune la cale revoluția. Uite, nici acum nu m-a sunat. Copa, păi Rareș Bogdan, presupunând că n-a văzut telefonul meu, ar fi sunat așa, măcar de politețe. Vă mulțumesc, mă rog, de complezență, că ești și politician.
Opa, după asta citesc știrea în G4 Media că Ludovic Orban a fost la Cotroceni. Nu știu dacă a fost sau nu, dar cred că a fost și sigur cel care i-a dat informația lui Dan Zapala că a fost Ludovic Orban, că nu cred că a sunat președintele sau fie cineva de acolo. Mi-a zis, bă, fii atent. Opa! Prima dată am zis, aha, a fost la Cotroceni, înseamnă că acolo i-a cerut Claus Iohannis demisia lui Ludovic Orban, că ăștia urmează grupul Pucii și atunci domnul Raleș Bogdan nu vrea să mai ducă, nu știu, accepta o decizie sau a zis, și s-a zis, nu mai împinge cuțitul. Da, m-ar fi sunat pe mine, pentru că știți, gata, eu am învins. Pentru că mersul la emisiunea lui Gâde era anunțat, făcea parte din plan, a spus și în emisiune, la mine, toată lumea știa că se va duce și în luni seara. Luni. Aolei, luni seara, am uitat că m-am vaccinat duminică. Bun. Și am început să dau telefon. I-am zis, Ana Maria Roman, zic, de regulă pe la miezul nopții, bărbații vorbesc cu femeile, le spun șapte, deci cât de frumoasă e întunericul de afară. E ora în care se fac verse la telefon. Zic, noi vorbim despre Ludovic Orban. Zic, dacă o înregistra aia de acolo, cred că zice, cred că de când vorbim noi pe la 12 noaptea, aia de acolo, de la păduri, zice, opa, Cristoi vorbește cu o femeie, ia să vedem noi. Și când colo vorbește cu Ana Maria Roman despre Ludovic Orban, îți dai seama ce dezamăgire pe aia, deja porniseră roalele. Mă rog, că era important. Așa, pă, Cristoi vorbește cu o femeie la miezul nopții. Când colo vorbea cu Ana Maria Roman, să înțeleg că nu mi-e plăcere să vorbesc cu ea și ca persoană feminină, dar vorbeam despre Ludovic Orban, pe Rares Bogdan. Și am început să dau telefoane și acolo, și am aflat. Deci, revoluția s-a terminat și cel care a sugrumat-o a doua revoluție n-a fost altul decât cel de la Cotroceni. Și asta, dacă mă întrebați ce s-a întâmplat, vă spun imediat, vă pun dialogul scurt care l-am avut eu cu Rares Bogdan în emisiune, când l-am întrebat cine a oprit puciul ăla din sâmbătă. Și el a zis, divinitatea, ascultați înregistrarea sau vede urmărit-o. A început să sune el și oameni de lângă el că nu e statutar și noi am avut 47, deci noi suntem un BPN 74 și noi aveam 47 de semnături și aveam pe, era 4 jumate, 4-28, 16-28, la 19 am convocat BPN-ul și aveam pe drum încă 6, deci practic era perfect statutar, puteam lua orice decizie. Și Ludovic s-a temut foarte mult de asta și a Și, cerut ajutorul divinității. păi Și nu, s-a nu, nu, oprit și cine a intervenit? bunul Dumnezeu. Și Am înțeles, am înțeles, s-a oprit am și înțeles, atunci noi bunul Dumnezeu care are telefon mobil. și am oprit bunul Dumnezeu are de toate și am Urmărit-o. Bun. Deci, după părerea mea, intervine divinitatea la telefonul mobil. O să spune, dar de ce interesarea? Deci, din câte știu, a fost mare supărare că nu trebuia discutată în public, că a fost violent cu șeful partidului. Dacă ați observat și probabil, după părerea mea, că vreți o explicație, Claus Iohannis n-a vrut să-și bată cap. Eu vă spun, pentru mine au fost două mari revelații în legătură cu Claus Iohannis. Prima a fost dată de conferința de presă unde el până a avut o critică, o neliniște. Ceaușescu era el triumfalist, dar după ce spunea că partidul a avut și poporul, zicea, dar mai sunt și lipsuri. Și zicea lipsurile, mă, tergea pe jos cu unii. El a văzut. Nu sunt certuri, vaccinarea merge perfect, tot e perfect. De ce a zis asta? Pentru că dacă spunea
și era obligat să spună ceva negativ, să mustre, să facă gălăgie, atunci el trebuia să rezolve o problemă. Dacă spunea că sunt certuri în coaliție și cu tare, românii spuneau, bă, de ce nu intervii? Și atunci a zis, bă, mă, decât să intervin, mă, decât să spun că e bine. Eu l-am comparat mereu cu un bărbat care e însurat și ca al cărui nevastă îl înșeală cu toată lumea. Și el are două posibilități. Să spună, să recunoască, nu lui, că îl înșeală și trebuie să divorțeze, o bătaie de cap, sau să spună, nu, domnule, nu e adevărat. Dacă nu e adevărat, să spune și lui, spune și alorlalți care îl întreabă, bă, dar de ce nu divorțe? Păi ce divorțe? Păi te înșeală. Nu mă înșeală. Și a scăpat de bătaie de cap, că divorțe o bătaie de cap. Și a doua revelație a venit când a apărut cu mușchi la televizor. Deci, uitați-mă la mine, unul noaptea. Cântă. Ăla cu, nu mai cântă cu, am cumpărat ăla cu melodiile, dar la 10 că se oprește automat. Acum o să cânte, cântam cu ăla, că a cântat odată, că e. A, nu, nu, nu s-a cântat. I-am luat înainte cu Coco, cât de acum e și ce de șoc. Ăla, ăsta care cu melodia, cu are un cuc mai mic, văd că nu, văd că nu cântă, ia stăte, vezi, vă arată ăsta, nu știu, stăte, mă, aia, o dărâmă ăsta, da? Unde este, mă? Vedeți? Ăla-i mare, cu cucul care cântă, și ăla-i cu un cuc mic, care după ce cântă, spune o melodie, da? Ca să vedeți că l-am cumpărat, da? Și aia cu, aia cu, aia cu păsările, da? Și ălalt este așa, și cu ăla cu cune, Dumnezeu e. Aoleu, uite-l acolo, uite-l acolo. Ăla, n-a sunat, vedeți, uiteți câte ceasuri am. Și mâine îmi vine și ăla cu... Stați așa, așa. Să mișcăm ăsta. Ați văzut? Dar nu cântă, am înțeles că are o chestie setată, că în momentul în care e... Să că vin prea multe valize. Bun. Și am treabă, da? Bun, noaptea și cu toate acestea nu mi-aș putea îngădui să-mi fac mușchi, să-ți faci mușchi aia dacă nu ești halterofil. Și ăla trebuie să la sală, că să la sală sau să ai fitness la Cotrocent, să pierzi o oră din viață. E ăla. Ah, odată a cântat. Ăla nu cântă, că v-am zis, e setat ca noaptea de la o anumită oră, de la 10, să nu cânte, nu de la 10 blocul. Nu eu l-am setat, din fabrică. Bun. Deci, și în cazul de față, ca să nu îi se bată capul, a zis, bă, aoleu, o scandal în PNL, cu tare, trebuie să mă ocup. Și argumentele care s-au transmis... Activul PNL este că ei trebuie să guverneze, acum trebuie să fie serios și sunt în confruntare cu USR Plus și dacă tocmai acum se certau, ei nu știu ce, cădeau un sondaj. Părerea mea este că și Rareș Bogdan a greșit, adică pentru că el a pornit o ofensivă mediatică și nu una organizatorică. A fost atât de violent... pe ideea să-l provoace părerea pe Ludovic Orban. Ludovic Orban, șmecher, nici n-a răspuns. A dat telefoane pe la diferite redacții, am aflat și a zis, bă, ciocul mic, mă rog, el rămâne cu parale, chiar acolo, la Camera Deputaților, da? Plus la PNL, ați uitat că, păi, fiind șef, PNL are vreo, PNL vreo 2 milioane sau 1 milion de euro pe lună. Dă la partea redacției. Deci nu s-a făcut război mare, am intervenit numai Sighear tău, care mă înțeles că va fi dat afară, adică mutat la, nu știu, o fi, va fi scos din secretar general al PNL și unii a greșit.
Au mai fost două asemenea cazuri, dar toate au fost organizatorii timpul de decembrism. Unul a fost lui Radu Vasile, care ca să-l să forțeze demisia lui, cred că 97 sau 98, a lui Ciorbea, de la PNCCD, sau de așa, s-a dus, a convocat niște organizații PNCCD la Brașov, de acolo a trimis o scrisoare. Ăla n-a avut ce face, era scrisoarea unei organizații. Al doilea moment a fost făcut chiar de Ludovic Orban, după alegerile din 2008, care s-au încheiat bară la bară, PDL cu PSD, imediat cum s-au anunțat ăstea sondajele, a fost căutat președintele PNL, era Călin Popescu Tăricianu. A căutat și Boc, l-a căutat și Traian Băsescu să facă o guvernare de centru-dreapta, PDL plus PNL. Nu știu câte opțiuni se PNL, o opțiune se scormare. Ăla s-a dat ascuns ăla, adică Călin Popescu Tăricianu, poate dată să-mi explice de ce, și atunci în ianuarie, congresul era în iunie, el era șeful PNL. Și atunci, în ianuarie, a apărut o scrisoare a unui domn numit Ludovic Orban, care s-a adresat tuturor organizațiilor, în care a cerut un congres în februarie și la congres să fie schimbat Călin Popescu Tăricianu cu Crin Antonescu. Și s-a organizat congresul în februarie extraordinar. Adică n-ai făcut această, numai așa că îl înjuri și îl violent, nu iese nimic. Deci, revoluția s-a încheiat, a intervenit divinitatea, continuăm cu băltirea, e o băltire, părerea mea este că PNL-ul va muri, dar mă rog, acum îi poate să-l doare în cot, părare, poate să nu părare, pe Ludovic, nu pe Ludovic, chiar inclusiv pe Claus Iohannes, că moare PNL. Oricum, el intră în 2021, suntem gata, s-a terminat și cu președinția lui. Mulțumesc, la revedere!